anumite abuzuri vis-a-vis de mediul înconjurător. Astăzi v-am invitat aici pentru a vă aduce la cunoștință despre un abuz asupra pădurilor noastre. De fapt, dumneavoastră cunoașteți că există la ziua de astăzi un regulament care permite ca pădurile din fondul forestier național să fie date în arendă cu scop cinegetic, 1, și 2, cu scop recreativ. Iată că în cazul 2, atunci când pădurile sunt date în arendă cu scop recreativ, se petrec unele abuzuri ieșite din comun. Și acesta este și cazul despre care astăzi vom vorbi. De fapt, vorbim despre un abuz din pădurea Durilești, din preajma Chișinăului, aici unde un cetățean a obținut un contract de arendă a terenului din fondul forestier în scop de recreiere încă în 2009. Chiar mai mult pot să vă demonstrez, contractul dat este aici în fața mea, este semnat pe de o parte de directorul pentru silvicultură Mult Silva din timpul celă și cetățeanul da? Păi, oricum, contractul e contract. Contractul este contract. Asta și am vrut să... Da. Este cetățeanul Andrei Toacă și a fost semnat încă în 2009, așa cum ziceam, pe de o parte, directorul de atunci, general Vdovui Gheorghe. Da? Apoi, după ce cetățeanul X a obținut contractul, sigur că au început unele activități. La mai multe sesizări din partea cetățenilor, Inspectoratul Ecologic a mers în teritoriu și a văzut că sunt unele lucrări în fondul forestier care nu au fost avizate de nimeni. Și atunci lucrul acesta s-a întâmplat încă în 2013. Cetățeanul a fost amendat în mărime de 50 unități convenționale și pentru activitățile pe care le-a întreprins în pădure și în afară de aceasta pentru distrugerea a 200 de arbuști, la fel a fost amendat cu o sumă de 3.765 de lei. Apoi a fost sesizat Inspectoratul de Poliție, deoarece dumnealui prelungea activitățile. Deci a fost, așa cum ziceam, sesizat Inspectoratul de Poliție și dânsul tocmai în 2014 și între timp a fost emisă și hotărârea de sistare a activităților. Iată, în fața dumneavoastră este hotărârea de sistare care zice că cetățeanul sau agentul economic poate să întreprindă unele activități doar din momentul când are un aviz și o expertiză ecologică asupra activităților pe care le preconizează. Deci, dumnealui trebuia să vină cu un proiect foarte clar, care trebuia să fie expertizat din partea inspectoratului și Ministerului Mediului. Hotărârea a fost din 29 octombrie 2013. Iată hotărârea, 29 octombrie 2013. Apoi, cetățeanul X, având
contractul, în contract este foarte clar stipulat că dânsul are dreptul să construiască și, dacă îmi permitiți, am să dau citire punctului C din punctul 2, unde foarte clar se stipulează că cetățenii au dreptul să construiască doar obiecte ușor demontabile și nu aduc prejudiciu asupra mediului înconjurător. Și atunci dumnealui a venit cu propunerea ca să construiască o cabană din lemn, care trebuia undeva să fie construită și apoi amplasată în locul dat. Și a venit cu schema dată către minister, către Inspectoratul Ecologic, pentru a obține dreptul la amplasarea unei cabane. Încă o dată vreau să subliniez faptul că o cabană care a fost construită și doar amplasată, fără a distruge litiera de pădure, fără a aduce un prejudiciu, ca și a fost dat avizul dat pentru a fi amplasată cabana. În avizul dat, chiar mai mult, este foarte clar stipulat punctele despre care vorbesc. Realizarea proiectului va fi posibilă numai cu îndeplinirea indicațiilor obligatoare din actul Inspectoratului Ecologic. Și iată, aici avem și actul Inspectoratului Ecologic, care s-a scris atunci, în 2014. Acest act este eliberat pe data de 13 ianuarie 2014. Și în actul acesta sunt stipulate 4 puncte foarte clare despre care vorbim, care stipulează iarăși gravitatea obiectelor, deci obiectele construite să fie iarăși ușor demontabile și să fie doar amplasate, fără tăieri de arbuști, cu atât mai mult de copaci, în locul unde exista un luminiș, o poiană, să zic așa, în pădurea dată. Iată actul acesta, vreau să vă-l demonstrez. Și apoi, după ce a fost eliberat actul dat, dumnealor au început activitatea propriu-zisă. Și anume, deci cabana, de fapt cabana este o construcție enormă și a fost nu pur și simplu amplasată, însă s-a construit un fundament din beton, dar fundament enorm. Cu atât mai mult, s-a construit piscină și nu ușor demontabilă, piscină iarăși din beton. Deci s-au tăiat mai mulți copaci, s-au tăiat mai mulți arbuști și atunci iarăși am venit cu prejudicii și cu amenzi și nu numai din partea inspectoratului, dar aici și din partea, atunci a intervenit și Mol-Silva respectiv. Doar numai Mol-Silva i-au amendat cu o sumă de 59.201 lei, respectiv și Inspectoratul Ecologic. Sumele sunt destul de mari. Însă, cetățeanul X a achitat tot. Ca apoi, la data de 6.02.15, am avut deja, după ce i-am amendat, am făcut procese verbale și așa mai departe, am avut sesizare și de la procuratură, care eu am convocat o ședință unde au participat Ministerul Mediului, prin Inspectoratul Ecologic, Mol-Silva, cei de la Inspectoratul în Construcție, cei de la Ministerul de Interne, respectiv și Procuratura, unde s-a luat o decizie ca să mergem în teritoriu, să vedem de fapt cum stau lucrurile, ce se întâmplă. Și pe data de 8, mi se pare că,
Da, domnul Ieliț, împreună a fost. Da, pe data de 8.07.15, împreună cu cei de la Inspectoratul Ecologic, cei de la Inspectoratul în Construcție, eu personal și domnul Renițe și am avut niște colegi de ai dumneavoastră de la Vocea Basarabiei. Când mi-au văzut, au zis că nu se poate să intrăm pe teritoriu, deoarece există o cameră de luat vederi, există persoana non grata, domnul Renițe, cu atât mai mult că vreau să vă zic că domnul Renițe vă reprezintă și pe dumneavoastră, însă dumnealui este membrul Colegiului Ministerului Mediului și dumnealui este în drept să meargă și ca reprezentant al Ministerului Mediului, ce și ce am făcut. Ca să știți, nouă nu ne-a permis să intrăm pe teritoriu, am făcut drumul înapoi, împreună cu domnul Hrăniță, am venit acasă, domnul Hrăniță. Au mers în, pe teritoriu doar cei care au avut funcția nemijlocit de control, deci Inspectoratul Ecologic și cei de la Inspectoratul în Construcție. Ce am depistat noi până a intra? Am depistat în primul rând un drum de la drumul M1 Chișinău-Leușeni cu o lățime de 6,5 metri, un drum care pentru câțiva metri este asfaltat, apoi este caldarâm. Au zis că caldarâmul acesta este ușor demontabil. Să știți că nici Piața Roșie nu are un astfel de caldarâm cum este aici în pădure. Pentru aceasta s-au tăiat vreo 50 de copaci și vreo 200 de arbuști. Dar care este lucru care pe noi ne-a pus în gardă și este un lucru strigător la cer, faptul că de o parte a drumului și de altă parte sunt niște pereți de peste 2 metri de beton cu sârmă de ceasta groasă și așa mai departe, ca nu cumva malul să vină peste drum, că ei au tăiat malul. Și faptul acesta chiar este strigător la cer. Eu personal n-am fost, că nu mi s-a permis, dar mi-au zis colegii ce au văzut când au intrat și pe teritoriu. Însă faptul acesta nu se înscrie nici într-o regulă, nici într-un regulament și așa mai departe. Ar fi foarte bine ca noi să ieșim și să vedeți cu dumneavoastră pereții aceștia de o parte și de altă, care sunt construiți, pereți care au peste 40 grosimea și vă zic că de la suprafața solului încă vreo 2 metri. Nu știu cât sunt și în subsol. La sigur că există și acolo cel puțin un metru, ca cât înălțime trebuie să aibă și o bază de sigură. Cu atât mai mult că tot solul, și nu solul, dar toată litiera, ca așa se numește, toată litiera de sub caldarâm au fost pur și simplu scoasă. De atât și am zis că este un abuz extraordinar de mare. Drumul acesta are o distanță de 270 metri. Caldarâm, sigur, tancul, dacă merge, face față. Pereții care sunt construiți, tancul nu poate să le distrugă. La sigur că nu poate să le distrugă. Ceea ce este în spate, deja urmează, colegii mei, pot să vă zic că au emis un act. Actul cu toate documentele, chiar a doua zi, s-au dus în adresa procuraturii. Pentru ziua de mâine sunt sesizați persoanele X și de noi, dar și de procuratură, ca să vină cu explicații în bază la ce s-au construit astfel de lucruri capitale. Cu atât mai mult vreau să vă zic că orice acces
de la drumul M1 spre alte terenuri, fie spre dreapta sau fie spre stânga, trebuiau de coordonat cu cei de la ministerul respectiv. Noi avem caz când ceva mai sus, în localitățile aflate Dânceni și deci, sau de fapt acolo sunt vile, unde s-au construit accesul la vile fără coordonarea ministerului de resort și acum sunt distruse, sunt ridicate drumurile date. Deci, aceasta este regretabil că și accesul de la drumul M1 s-a construit, de fapt, nu știu cum s-a construit, dar fapt că impactul, vă zic, asupra mediului în zona aceasta este destul de mare, deoarece, în primul rând, s-a ridicat litiera de pădure pe o distanță de 270 metri și o lățime de 6,5 metri, respectiv, dacă înmulțiți, vedeți care este suprafața. Apoi, tăierile care s-au făcut nemijlocit în poiană despre care vorbeam la început, că era prevăzută pentru o cabană mică, respectiv, ea s-a transformat într-o zonă enormă. Deci, acesta și este subiectul nostru cu care am venit în fața dumneavoastră pentru a sesiza opinia publică, de fapt, cu ceea ce se face la nivel de păduri. Deci, următorii pași ai noștri. Noi am sesizat Procuratura și din momentul când avem deja reacția și a Procuraturii, o să venim cu noi informații și vom aduce la cunoștință despre rezultatele asupra subiectului dat. Care este suprafața care s-a acordat Dacă vreți, acum pot să răspăiesc, nu chiar nici nu m-am uitat la contractul acesta. Așa. Termenul arendat stabilește pentru 30 ani. Spune hectare. Aha. Deci, arendatorul transmite în arendă, iar arendașul primește contraplată de arendă terenurile fondului forestier cu suprafața de 1 hectare. Parcela 10, sub parcela ce dă din ocolul Silvic Durlești. Dar în realitate iată actul despre care vă vorbeam, el este trimis la Procuratură, vedem decizia Procuraturii și apoi noi o să vă anunțăm despre rezultatele și, de fapt, asta și-a fost menirea ca noi să mergem pe data de 8 și să constatăm la fața locului gravitatea problemelor, să stabilim, de fapt, suprafața reală. Că vă zic că drumul de la bun început era prevăzut un drum de acces de 4,5 metri fără tăieri, fără impactaturi. Acolo era un drum mai vechi, cum sunt prin pădurile noastre, drum de țară. Și aceasta și-a fost gândul celor care au permis ca pe drumul cel de țară să-l transforme într-un drum accesibil de a merge, doar nu cu transformări de felul acesta în drumuri capitale care, părere de rău, adesea nici în urbele mari nu există. Da, a constatat, dar vă zic că toată informația aceasta este transmisă la Procuratură. Și sincer, nu, n-am pus întrebarea aceasta. Dar pot să vă aduc la cunoștință mai târziu. Cert este că drumul aici eu cunosc foarte bine, deoarece chiar am rămas așa indignat de ceea ce am văzut. Dar
Da. Aici, ca să fie limpede, stimați colegi și stimate domnule viceministru, episodul este mai mult decât ridicol, în sensul că acolo se afla o poartă uriașă, unde noi am fost opriți la poartă și când, cum a spus aici exact domnul ministru, când am ieșit din mașină, deodată a zis că, fiindcă a venit domnul Reniță, persoana non grată, el n-are și căuta aici, deci pentru prima dată de-a lungul cel puțin a 20 de ani, nu mi-amintesc ca să se fie făcut o asemenea declarație. Dar bine, asta e, hai să zicem, o chestie secundară. Poarta închisă, deci nouă nu ne se permite și evident că noi n-am putut să vedem ce este dincolo de poartă. Eu și împreună cu domnul ministru ni s-a pus condiția că nu avem ce ne implica. În primul rând e vorba de mine și de colegii care i-am avut alături de la televiziune. În acest context, când am zis că noi ne retragem, dar să se ducă cei de care sunt reprezentanții direct a instituțiilor statului să verifice, de ce am zis că a apărut un episod ridicol, au anunțat că nu este lumină și poarta nu poate fi deschisă. Dacă doriți, trebuie să săriți o poartă, deci era o poartă cam de câți? 4-5 metri, da? Nu m-am ocupat cu atletism la vârsta mea ca să sar porți sau cu alpinism acolo. Și atunci am decis că noi ne reîntoarcem înapoi, iar celălalt grup reprezentat de inspectoratul ecologic și de cei din construcții și Molțilva au decis că, oricum erau niște tineri de 25-30 de ani, că pot să se ducă prin pădure și să sară acel gard. Nu știu cum au făcut-o, fiindcă nu am mai văzut acest lucru. Ei, ca să vă imaginați, v-am dat un episod ca să înțelegeți cât de ușor ar fi ca să spunem exact ce suprafață este acolo. Dar, dincolo de aceste, hai să zic eu, episoade tragico-comice, apare o realitate pur și simplu oribilă. În ce sens oribilă? Noi am semnalat, începând din 2013, zeci de instituții legate, începând de la președintele Republicii și finalizând cu Procuratura Generală, ce înseamnă darea în arendă a pădurilor Republicii Moldova. Pentru că modelul am văzut de la Poienița Veselă și terminând cu ceea ce se face la Ulmu, am văzut că acesta este un model falimentar prin care, sub pretextul arendei, de fapt este vorba de o privatizare camuflată a Fondului Forestier Național, care, conform, iată, am luat și articolul din Constituție, pentru că sunt, nu mai zic, acolo ne-au și filmat, deci era o persoană care ne filma și până la urmă așa și n-a vrut să prezinte. Nu mai spun de cuvintele care au fost adresate la adresa jurnaliștilor, ce reprezintă jurnaliștii de azi, că dacă v-aș spune, cred că ați căutat să aflați și dumneavoastră cum noi suntem priviți de cei care înstrăinează pădurile statului și care încearcă să ne caracterizeze pe noi ca pe niște monștri care nu avem liniște și căutăm să distrugem investițiile în Moldova. Dar eu încă o să vorbesc despre aceste investiții, ce fel de investiții fac ei în Moldova și ne oferă nouă lecții de europenism. Și în acest context este un articol în Constituție care spune absolut clar că pădurile aparțin poporului, sunt un bun public și nu pot fi înstrăinate. De ce ei au scos acest regulament? Este un regulament scos de către Tarle Voronin ca să poată să împroprietărească pădurea de la Țiganca. Dumneavoastră ați mai scris despre această pădure și eu am mai vorbit despre acest lucru, dar aici a fost deschisă cutia Pandorii, s-a deschis poarta pentru cei mulți doritori de a lua păduri foarte ieftine. Acum, nu aveți nicio greutate să clarificați cam cât costă un hectar de pădure aici în jurul Chișinăului, fie Durlești, fie Stăuceni, fie Băcioi sau oriunde în altă parte și o să vedeți cât costă un hectar de pădure, un hectar de pădure și să vedem cât ia statul sau Molțilva de la acest hectar dat în arendă. Și o să vedeți că ei plătesc, dar sunt datorii de milioane la Molțilva, că ei au luat pe contract. Nu știu unde au ajuns acei bani, că noi oricum calculăm după ceea ce intră în casa de la Molțilva. Deci e vorba de un hectar
pentru care plătește 4.000 de lei pe an. Deci vă dați seama, asta e arenda moldovenească. Și atunci când eu am vorbit și în fața dumneavoastră, după calculele mele și împreună cu colegii de la Institutul de Ecologie și Geografie, am anunțat că pe puțin anual, numai din arenda recreativă, statul Republica Moldova pierde peste 1 miliard de lei, ați observat câte replici au apărut, mai ales pe site-ul de la Moldsilva, unde spunea că eu am confundat miliardul furat din bănci cu miliardul care se pierde din păduri. Eu sunt convins că dacă trecem la costuri, ceea ce înseamnă servicii ecosistemice, și ne legăm de alte aspecte care nu intră în masa lemnoasă, noi o să rămânem pur și simplu uimiți care sunt pierderile reale. Nu e vorba de 1 miliard. Eu sunt convins că pierderile sunt mult mai mari. Deci în acest context, clar că nu pot să nu revin la ceea ce am mai spus de-a lungul timpului și, în primul rând, prin scrisoarea din iulie pe care am făcut-o către președintele Republicii Moldova, domnul Timofti, în care am semnalat că dacă nu este abrogat acest regulament, abuzurile vor continua în lanț. Vedeți, 2013, 2014, 2015, deci noi semnalăm de la un caz la altul betonarea pădurilor noastre și transformarea lor în locuri pentru palate, vile și castele. În acest context, clar că ceea ce aici a spus foarte bine și eu mulțumesc ministerului că a avut îndrăzneala în ținând cont de tot ceea ce se întâmplă în Republica Moldova ca să facă acest demers către procuratură. O să vedem mai departe cu ce o să termine, dar pe mine foarte puțin mă interesează cazul numai de la Durlești. Două lucruri aici vreau să le semnalez. Unu, aceste abuzuri vor continua în multe alte locuri unde s-au dat în arendă, că e vorba de câteva mii, după calculele noastre, ceea ce a apărut mai înainte la Moldsilva era vorba de 11.000 de hectare, deci arendă cinegetică și arendă recreativă. Acum pe arenda recreativă eu cred că nu sunt mai puțin de 3.000 de hectare și aceste hectare sunt practic înstrăinate dacă îi pus 49 de ani. Ei au calculat că în 49 de ani câți prim-ministri se schimbă și undeva o să introducă și la urmă schimbă și Constituția, că ăsta e pământul lor și nu mai este a statului sau a Republicii Moldova, a poporului, așa cum e fixată în Constituție. Și a doilea lucru care este deosebit de grav și care se face un abuz direct și un semnal este legat de faptul că reprezentanții societății civile, în cazul dat era vorba de mine ca reprezentant a mișcării ecologiste, și presa nu au ce căuta în Fondul Forestier Național. Și aici mi-amintesc și dau cam acel citat de pe 1987 sau 88, când un fost ministru pe timpul sovietic a dat următorul ordin pădurarilor, că a zis, în mistreți și în jurnaliști împușcați dacă îi vedeți prin păduri. Pentru că problemele nu le fac ei care betonează și fac castele, dar le fac jurnaliștii care scot aceste probleme în spațiu public. Dacă statul, instituțiile statului, și în primul rând mă refer aici la procuratură, mă refer la președinție, la parlament, nu vor descuraja cei care au acaparat peste 3.000 de hectare din pădure, eu sunt convins că mâine poi mâine asemenea lucruri se vor repeta în orice altă parte. Și închei cu aceea că din informațiile pe care le dispune Mișcarea Ecologistă din Moldova, iar este, hai să zic eu așa, multă lume de bună credință care ne furnizează aceste date, se fac mai multe construcții absolut abuzive ca și acestea în gospodăria silvică Strășeni. Vă rog, dacă aveți posibilitate, când mergeți pe șoseaua Balcani, după ce treceți de vila sau de locul de reședință a președintelui, să vă uitați pe partea stângă unde este indicatorul spre Ulmu, indicatorul, iar pe partea dreaptă deja apare un alt orășel de palate, vile, e vorba de, nu pot să spun ce suprafață, dar cred că peste 50 de hectare iarăși luate și date. Vă rog foarte mult, dacă aveți posibilitate că e vara și nu-i departe, aveți 15 minute de mers, ca să înțelegeți și revolta noastră, intrați în Poienița Veselă și băteți la o ușă să vedeți dacă reprezentanța presii vă permite măcar cineva să faceți filmări la tot ceea ce au făcut ei și acolo s-au înstrăinat sute și sute de hectare.
Avem informații că aici, lângă Togaten, deja au început iarăși să înstrăineze și să betoneze păduri. Și cel mai prost lucru care a început să se producă în ultimul timp, acest lucru nefiind descurajat, deja în jurul Bălțului se începe exact povestea care e la Chișinău și mâine clar că o să avem și la Soroca, o să avem și în puținele păduri de lângă Cahul și acest proces trebuie descurajat. Eu nu văd altă posibilitate și aici fac apel și către cei care au luat aceste terenuri, fiindcă tânărul care ne-a spus că noi nu permitem investițiilor să apară în Republica Moldova și am spus că dacă ești patriot și dacă dorești să ajuți, du-te în oricare sat pitoresc din Republica Moldova, ia o mahala de asta nenorocită, poți să-ți cumperi acolo terenuri, casă și deschideți acolo afacerea și ai să ajuți cu turismul eventual rural, ecologic, cultural sau cum îl mai numești, ca să construiești acolo și să dezvolți o afacere unde ajuți și comunitatea și țara din care faci parte, dar nu te duci de-a gata și iei pădure crescută care are 70, 80 sau peste 100 de ani. Deci asemenea investiții sunt în ghilimele investiții. Acestea sunt adevărate furturi care se fac din proprietatea statului și pe contul averii publice. De aceea, eu îmi permit totodată să-i atenționez și cu rugămintea să nu se apuce să betoneze aceste terenuri luate din Fondul Forestier Național, fiindcă oricum ele se fac nelegal. Oricum, dacă o să se fortifice și o să ne apropiem de Europa, o să trebuiască să dea răspundere pentru fiecare metru de pământ betonat. Și cu asta o închei, că nu am altă variantă ca reprezentant a societății civile, decât să fac un apel către Pirca Tapiola, că atunci când discută cu conducerea Republicii Moldova, să pună și problema Fondului Forestier Național. Fiindcă aici au fost date în Fondul Forestier Național multe milioane de dolari ca să fie fortificat acest fond. Și acest fond, de o parte, vin bani europeni, bani a băncii mondiale, dar de altă parte, terenurile sunt înstrăinate pentru persoane private. Și sper ca societatea civilă, la fel, să se solidarizeze împreună cu mass media și cu Ministerul Mediului, pentru a face ca acest proces foarte degradant, foarte periculos, foarte riscant să fie curmat și noi să avem posibilitate să fim siguri că pădurile noastre nu vor fi privatizate și nu vor aparține unor milionari, dar vor aparține, așa cum prevede Constituția Republicii Moldova. Cam asta am vrut să vă spun. Da, iată, în punctul 3, așa și este stipulat, că arendașul depune anual plată pentru arendă în sumă de 4.025 lei pentru un hectar. Contractul a fost 30 de ani, da? Da, contractul este pentru 30 de ani, semnat pentru 30 de ani, până în 2037. Din câte înțeleg, nu este primul caz de acest gen. Da. De ce anume acum ați decis să prezentați această informație? Prin ce se deosebește acest caz de altfel? Să știți că nu este prima dată când am ieșit și împreună cu Mișcarea Ecologistă am avut și conferințe de presă și chiar mese rotunde în cadrul Institutului de Ecologie și Geografie, în cadrul Academiei de Științe. Chiar nu este prima dată, dar acum am venit deoarece ceea ce am văzut chiar merită să cunoașteți și dumneavoastră. Dar dreptul la arendă poate fi anulat doar prin judecată? Da. Dreptul de arendă poate să fie suspendat doar prin judecată, dar dintre persoana care a semnat pe de o parte și
respectiv Agenția pentru Silvicultură Molțil. Au fost depuse documente de ceva sau nu? Vă dați seama că nu este. Noi am înaintat către procuratură, vedem care este situația și decizia deja va aparține nu nouă. Ca tot procesul acesta să aibă finalitate. Dar cred că nu este cazul să mă dau eu acum astăzi în spectacol și să vă zic o decizie pe care trebuie să o ia doar organele de resort, însă părerea noastră este că astfel de abuzuri să nu se mai întâmple și sigur că cel mai bine ar fi ca lucrurile să devină la normal. Dar nu știu cum poate să devină la normal. Eu vreau aici încă o dată să atenționez un lucru foarte important. Pădurile sunt date în arendă de către Agenția de Stat Molțilva. Ei sunt cei care, conform contractelor, au obligația să verifice orice pas pe care îl face cel care a luat în arendă. Cel puțin cu 2 ani în urmă, când am avut o conferință, la fel acolo s-a plasat, într-un fel, responsabilitatea spre alte instituții, spunând că trebuie să ocupe procuratura, trebuie să ocupe Ministerul Mediului, Inspectoratul Ecologic, dar ei dau în arendă și ei sunt obligați să verifice orice. Fiindcă și banii, chiar ăștia puțini care îi adună câte 4.000 pe hectar, tot se duc la ei. Și de aceea, primii care trebuiau să dea la procuratură, nu trebuia să fie nici Mișcarea Ecologistă și nici alte instituții, dar Molțilva. Iar tot pachetul cu încălcări, cu contracte, ei trebuie să-l depună la procuratură și să ducă, să aibă procese ca aceste teritorii luate, unde nu se respectă contractul de arendă, să fie restituite înapoi în Fondul Forestier Național. Și încă un lucru care am sesizat în această vizită este că, și nu numai asta, chiar mi-amintesc că și când am fost la Poienița Veselă, că cei care au construit și au făcut, prezintă deja aceste suprafețe, aceste terenuri, ca proprietate privată. Și au spus că voi nu aveți voie să fotografiați, voi nu aveți voie să filmați, că aici e proprietate privată. Fiind, încă o dată repet, ceea ce am spus și acolo și oriunde, că este proprietatea statului și nu a lor privată. Da, admit că Molțilva ar avea foarte mari interese ca regulamentul de dare în arendă a pădurilor să nu fie abrogat, fiindcă din 2013, de atunci de când am făcut primele demersuri către instituții, nu a urmat nicio susținere a noastră, dimpotrivă, în surdină, noi am fost loviți fie în față, fie în spate, fie prin replici, fie prin controle, și aici amintesc că unul din colegii noștri, care a fost și el la timpul lui un conducător al Molțilvii, după ce am avut o conferință de presă, a fost trimis un control ca să vadă cum și-a privatizat el apartamentul cu 20 de ani în urmă. Asemenea activități sunt făcute numai cu ocazia de descurajare a tuturor care pun aceste, care abordează aceste probleme. Și dacă o să ridicați scrisoarea mea din 2013 către președintele Republicii, domnul Timofti, eu am pus punctul 5 acolo, scrie așa: vă rog, domnule președinte, că atunci când se vor examina problemele Fondului Forestier Național, să nu vă ocupați, sau instituțiile statului să nu se ocupe cu autorii care ridică problemele, dar să se ocupe exact cu problemele din Fondul Forestier. Pentru că ei azi, ca și la dumneavoastră, de câte ori vedeți că nu abordează problema pusă de jurnalist, dar întreabă cine a scris articolul, cine a făcut emisiunea și alte chestii care sunt străine de problema abordată propriu-zis. Da. Da. Deci, încă o dată, ca să nu se strecoare o interpretare simplistă în spațiu public,
prin regulamentul Tarle-Voronin s-a decis darea în arendă a pădurilor din Fondul Forestier Național pe două direcții. Una, către vânători, adică cei care iau păduri pentru vânătoare, și doi, în scopuri recreative. Atunci s-a spus că în scopuri recreative va fi dezvoltat turismul rural, silvic și așa mai departe în Republica Moldova. Ceea ce a fost un bluf. Și în scopuri cinegetice, adică de vânătoare, din cât știam eu, pentru că această informație adeseori este schimbată și pe urmă noi suntem acuzați că am greșit cu 3 metri sau cu 3 ari. Era vorba de 11.800 de hectare când am pus noi problema. 11.800, deci două forme de arendă, cinegetică și recreativă. Când s-au implicat mai multe instituții ale statului, inclusiv Comisia Parlamentară, de la ei am aflat că în scopuri recreative erau date peste 3.000 de hectare. Deci acum vă rog, dacă aveți răbdare, să clarificați cât costă un hectar în genere, chiar toate spre în jurul Chișinăului date. Și o să vedeți, adică dacă sunt 3.000, 3.000, poate 4.000 de hectare date în scopuri recreative, deci toate urmează să apară acolo mici în ghilimele palate, castele, bazin, deci un fel de Miami în variantă moldovenească. Și ceea ce era poate pentru mine, și asta poate că mai puțin poate fi interpretat, dar eu nu pot înțelege o chestie, ca să-ți faci un palat de 5 milioane de euro în sânul pădurii și jur împrejur să pui gard, să pui sârmă ghimpată, și era exact cum în filmele sovietice despre Osvencim, așa arată vilele lor. Pe cine poți să-l chemi în ospeție vreodată, că acela trebuie să aibă groază să se deschidă o poartă unde jur împrejur îi sârmă ghimpată. Iată, vedeți, ca să nu credeți că exagerez, încă o dată, și asta aș vrea foarte mult, să mergem într-o vizită, să facem o călătorie prin Poienița Veselă, să vedeți ce înseamnă înstrăinarea pădurilor și turismul moldovenesc. Aici este turism moldovenesc cu băieței care nouă ne spun că nu ne dați voie să facem investiții. Sigur că Ministerul Mediului nu odată deja și-a exprimat îngrijorarea față de regulamentul dat și a venit cu propunerea ca regulamentul acesta să fie stopat. Deci, un fel de inițiativă ați avut sau doar o propunere? Noi am avut o propunere chiar și în cadrul mai multe conferințe de presă, dar cu un demers oficial n-am venit. Că... Păi, până la ziua de astăzi, Agenția Mulțil nu este o subdiviziune a Ministerului. Deci depinde doar de agenție. Ministerul sigur nu poate face... Sigur că. Noi doar putem, și menirea noastră este de a verifica cum stau lucrurile în zonele acestea, în pădure, dacă putem să le mai numim păduri. Cu toate că chiar și în contractul despre care vă vorbesc, capitolul 6, punctul 16, este prevăzut metodologia de suspendare a contractului. Și este foarte clar că atunci când se încalcă regulile de joc stipulate în contract, atunci este suspendat contractul. Părere de rău, până la ziua de astăzi noi nu am văzut nici o suspendare a unui contract, mai ales pentru toate zonele despre care s-a vorbit aici, începând cu Poienița, Ulmul și iată, nu în ultimul timp, și Durlești. Dar ceea ce, la fel, să fie limpede, că și acel regulament Tarle-Voronin, prin care s-a deschis poarta, acolo este interzisă construcția capitală. Deci, adică în cazul dat, Mold Silva, care a semnat și a dat în arendă mii de hectare, ei erau primii obligați să ducă să desfacă aceste contracte, fiindcă și ei au dat în arendă, în conformitate cu regulamentul Tarle-Voronin.
Și ei nu au făcut aceste demersuri, fiindcă aici, cum am fost întrebat, dacă ei au interese. Da, ei au interese și ei se poartă întreaga răspundere pe tot, pentru tot ceea ce au dat în arendă. Și să facă o comisie, că au mai făcut câteva, dar erau numai de ochii lumii, și să nu dea responsabilitatea spre alții, dar să facă această comisie în care să fie implicați mai mulți actori, dar nu numai ei, inclusiv și societatea civilă, inclusiv mass media, ca să mergem și noi liber pe acolo și să vedem, de fapt, ce s-a întâmplat și ce s-a făcut cu pădurile noastre. Pentru că, eu mai repet o dată, Republica Moldova are cel mai mic procent din pădurire din toate țările europene. Deci noi avem cel mai mic și noi ne zbatem ca să adunăm câte un metru de pământ ca să mărim această suprafață și până la urmă noi abia dacă atragem dintr-un salt sau din altul 5 sau 10 hectare și ei deodată înstrăinează câte 3.000. Adică ce cu jocul ăsta? Este un joc în care în prim plan apar bani. Altceva nu apare. Și acești patrioți în ghilimele care ne întreabă ce facem cu investiții, să aibă grijă în primul rând ca să iei, cum am zis, nu dea gata, că o pădure de asta crește în 70, 90, 100 de ani, dar să cumpere niște terenuri degradate și să sădească pădure și să o lese prin testament copiilor lor și 70, 80 de ani pădurea lor privată să o dăie în arendă. Dacă vor și statul, dacă vor altora. Și asta e procedura. Altfel noi nu vedem. Cum ieșim ca să fim și noi măcar media europeană e 35% și noi nu avem practic nici 12% din teritoriul împădurit. Cum facem noi față la schimbările climatice, la tot ceea ce înseamnă dezechilibru ecologic și așa mai departe? Sau nouă ne place numai să ne pălească o catastrofă și atunci toți ne ducem acolo și arătăm cât suntem de capabili să facem față la dezastru. Dezastru aici se produce, când se înstrăinează fondul forestier, pentru că pădurile sunt coloana vertebrală ecologică a oricărei țări. Dacă aveți alte întrebări, domnul ministru, vă mulțumim pentru participare.